Păcuit, zice Domnul, căci iată, se văd vremuri grele, se văd vremuri tulburi care vor veni și care, iată, vor avea menirea, dacă-i cu putință să înșele chiar pe cei ce odinioară căutau fața Domnului. Popor de legământ, iată, Satana se va lupta în multe Sione, să așeze un duh de nepăsare, să așeze un duh prin care să se spună mehaut egau deșmen, este bine și așa, și este bine și așa, nu este bine, strigă Duhul Sfânt, este bine numai cum spune cuvântul. Menai divăl! În unele Sioane, unii slujitori vor căuta să lărgească poarta, zicând, dacă nu lărgim poarta, prahaune și maraguminen, nu mai intră nimeni pe ea. Nu lărgiți poarta, zice Domnul. Poarta să rămână așa cum a pus-o Hristos. Pentru că vine o vreme în care se va cunoaște în adevăr slujitorii care au ținut din dardul ridicat al adevărului și cei care au călcat și au făcut compromis, zice Duhul Sfânt. Menai dichelado semana graude bien. Astăzi este ziua în care Domnul spune porcet farme cano di meno bien. Fiți preoți în corturile voastre și nu lăsați, spune Duhul Sfânt, nimic lumesc să intre în casele voastre. Luptați-vă, zice Domnul, în rugăciune pentru pruncii voștri, căci iată, vin vremuri de confuzie și puțini vor fi cei care vor zice să mai ascultăm glasul trâmbiței, ci majoritatea vor spune să ascultăm glasul inimii noastre. Și fiindcă Duhul Sfânt nu este în ei, nu va fi un glas al adevărului. El dicanioteș managaut. Astăzi vin și spun prin Duhul Sfânt, strângeți rândurile, zice Domnul. Trăiți pocăința, nu o pocăință ușoară, ci o pocăință plină de adevăr. Ca să puteți străbate valurile care vor veni, furtunile care vor bate și lucrurile care se vor lăsa pe întreg pământul, zice Domnul. Pregătiți-vă, zice Domnul. Pregătiți-vă și strângeți ulei în candelele voastre, ca în ziua încercării să puteți trece biruitori, având un de lemn, zice Domnul oștirilor. Poporul care va face în felul acesta va primi izbăvirea, iar cei care vor lua cu ușurință lucrarea pocăinței, iată, zice Domnul, vor crede că își merg într-o parte și vor ajunge într-altă parte. Astăzi este ziua în care Duhul Sfânt cere ca poporul să cântărească lucrurile și într-o cântărie dreaptă fiecare să decidă dacă vrea să meargă înainte cu Domnul sau dacă vrea să meargă fără Domnul. Voi care ați venit în locul acesta, căutați de a merge cu Domnul înainte. Domnul va deschide pentru mulți izbăviri. Domnul va deschide pentru mulți lucruri de care au nevoie. Nu vă depărtați de fața Domnului. Că cine se va depărta de fața Lui, iată, va cădea pradă lucrurilor străine care vor veni. O, în curând veți auzi felurite lucruri și felurite stări de păcătoșenie. Voi să nu vă uniți, voi uniți-vă cu neprihănirea. Trăiți după adevăr și veți cunoaște că brațul Domnului lucrează. Așa vorbește Domnul. Amin.